Oleu din Republica Moldova și Michel Prudhon, Maxime Prudhon din Franța. Copii, aduceți în tribună și aplaudați. La revedere. Bine, la revedere. La revedere. CDS Mangiarotti abordează disputa cu Irene Barbotti, Francesca Guerra și Martina Fumagalli, în timp ce formația noastră CSU Poli Timișoara le are pe planșă pe Petra Maghiar, Izabele Stan și Ana Boldor, rezervă Laura Vârgă. Mult succes ambelor formații! Bună regăsire, prieteni ai sportului, vă spune Cristian Frisc de la microfonul privesc.eu, partener tehnic al transmisiunii de la sala regimentului de gardă Mihai Viteazul din Capitală, unde astăzi se dispută o nouă ediție a Cupei Europei la floretă feminin. Este de fapt a doua competiție de acest gen organizată consecutiv în România, după ce și în 2014 am avut aceeași onoare ca forul continental, Confederația Europeană de Scrimă, să acorde României, prin intermediul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, organizarea acestei competiții de mare anvergură la nivel european. Alături de mine, la microfon, se află multipla campioană europeană, multipla medaliată europeană și mondială, vicecampioană olimpică, Roxana Scarlat, care ne va ajuta cu multe detalii tehnice. Mulțumesc anticipat, Roxana, și te-aș ruga, în calitate de manager al secției de scrimă din cadrul CSA Steaua, să faci câteva scurte referiri înainte de a intra efectiv în transmisiune și de a povesti ce se întâmplă pe planșa podium. Bună ziua dumneavoastră și privitorilor noștri. Așa cum ați spus mai devreme, este vorba de cea de-a doua ediție a Cupei Europei organizate la București. În acest moment a început finala pentru medalia de bronz și în partea dreaptă a imaginii le avem pe reprezentantele CSU Poli Timișoara, iar în partea stângă reprezentantele clubului de scrimă Mangiarotti din Italia. Este o competiție intercluburi disputată în sistem eliminatoriu, nu? Sistem eliminatoriu care se adresează echipelor campioane naționale din Europa, un fel de echivalentul Champions League de la fotbal. Meciul pe echipe se dispută în sistem releu de câte 5 tușe, fiecare cu fiecare, având ca timp efectiv de luptă pentru fiecare asalt 3 minute. În cazul în care acest timp se epuizează înainte de apariția punctului 5, nu? Vom avea o schimbare a sportivilor care urcă pe planșă din partea celor două echipe. Așa este, la fiecare 5 tușe sau la terminarea timpului efectiv de luptă se face schimbul pentru fiecare echipă. Următorii componenți începând sau continuând de la scorul rămas în acel moment. Trebuie să vă spun că ceea ce vedeți acum este floretă, una dintre cele trei arme cu care se practică scrima, celelalte două fiind sabia și spada. La floretă, suprafața valabilă, suprafața care punctează, este reprezentată de acea vestă metalică ce acoperă pieptul și spatele. Loviturile date pe această suprafață valabilă sunt semnalizate de către aparat prin aprinderea becului verde sau roșu. Dacă sportiva aflat acum în dreapta imaginii, respectiv Boldor Ana, lovește, punctează valabil, se aprinde becul verde. Dacă sportiva din Italia, Fumagalli Martina, punctează, se aprinde becul roșu. În acest moment au aprins ambele becuri și aici intervine rolul arbitrului, care stabilește cine a avut prioritate, floreta fiind una dintre cele două arme convenționale din scrimă, alături de sabia.
Decident a fost Maxime Prudhomme din Franța, cel care oficiază alături de moldoveanul Alexandru Leu. Au fost două faze asemănătoare în care odată s-a dat punct pentru Martina Fumagalli pentru că a avut inițiativa, după care rolurile s-au inversat. Ana Boldor a punctat și este 4-3 în acest moment pentru CSU Poli Timișoara. Cu această ocazie am și făcut prezentările celor două sportive care au deschis duelul pentru bronz. Aș mai adăuga doar că Ana Boldor este totuși un produs al Clubului Sportiv al Armatei Steaua, sora ei fiind Maria Boldor, care conduce, nu-i așa, echipa roșalbastră. Chiar în semifinala pe care stelistele au câștigat-o cu 45-29, uvertura a fost între cele două surori, lucru care a făcut deliciul întregii asistențe din sala regimentului de gardă Mihai Viteazul din capitală. Așa este, ai remarcat foarte bine, Cristian. Ana Boldor a fost crescută la Clubul Steaua alături de sora ei mai mare, Maria, dar am decis că și pentru ea și chiar și pentru echipa noastră a Clubului Sportiv al Armatei Steaua este mai bine să tragă în echipa Timișoarei, acolo unde are șansa de a trage ca titulară și, bineînțeles, are susținerea acestui club. Chiar doresc să mulțumesc pe această cale domnului director Mircea Chiș, care a ales să investească în floreta feminină și alături de Clubul Steaua, de Federația Română de Scrimă și de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, dorim să creștem împreună această echipă de floretă feminin, oferindu-le un calendar competițional internațional intens pentru a obține performanțe nu numai la nivelul juniorilor, unde acolo deja fetele noastre au performanțe remarcabile pe plan internațional, ci și la nivelul seniorilor, vizând o calificare la Jocurile Olimpice din 2020. În acest moment se produce primul schimb. Da, e 5-3 pentru Poli Timișoara, formație care a început cu dreptul această finală mică și trebuie să spunem că este ușor favorită în fața italiencelor, nu? Izabele Stan în partea dreapta a ecranului, becul colorat este cel verde, aferent atacurilor pe care le vor valida arbitrii, iar pentru italienice pe planșă o avem pe Irene Barbotti. Așa este, avem Izabele Stan, este stângace. Gardă inversă, cum ar veni. Are gardă inversă, stângacii sunt, ca în orice sport de luptă, ușor avantajați. Pentru că sunt adversari incomozi, nu? Exact, sunt adversari. Abordarea lor este una diferită față de cea tradițională. Așa este, au un sistem defensiv mult mai bun decât dreptacii în general. Izabel Stan, care aseară a câștigat cea de-a șasea ediție a trofeului Pellegrini, impunându-se în finală în fața Mariei Boldor cu 15-13, producând astfel surpriza competiției. Medaliile de bronz la trofeul Pellegrini, revenindu-le sportivelor steliste Mălina Călugăreanu și Anca Săveanu. După cum vedeți, este o luptă permanentă pentru a fi ultimul care atinge lama adversarei. Cine atinge ultimul lama și lovește, are prioritate. Așa, un rezumat pe scurt al regulamentului. Nu intra în detalii foarte tehnice. Deocamdată niciun punct între Izabele Stan și Irene Barbotti. Mai devreme s-au aprins ambele becuri albe, semn că a fost atac nevalabil din ambele părți. Atac nevalabil înseamnă atingerea pe o altă suprafață decât cea precizată mai devreme, adică ținta metalică, spre exemplu pe antebraț, pe picior, pe mască. Suntem deja aproape de expirarea jumătății timpului în care Izabele Stan și Irene Barbotti vor fi pe planșă și rezultatul este deocamdată neschimbat, cel stabilit după schimbul Anei Boldor, 5-3. Da, ambele sportive se tatonează, au fost mai multe lovituri, dar nevalabile, semnalizate prin aprinderea becului alb. Izabel Stan are avantaj de 2 puncte și nu riscă foarte mult. Stă în defensivă, iată că acum face un atac pe pregătirea italiencei. Aceasta a plecat cu brațul strâns, neamenințând ținta valabilă, iar Izabel a fost foarte atentă și a punctat. A presat bine aici italianca și a obținut prima tușă. A finalizat foarte frumos și a punctat. O dispută se încheie atunci când o echipă strânge 45 de tușe. Mai facem și această precizare, poate de prisos pentru specialiști. Nu, este foarte important să
facem cât mai multe precizări pentru cei necunoscători, pentru că la prima vedere scrima pare greu de înțeles, mai ales floreta și sabia, dar să știți că urmărind doar câteva minute și cu explicații cât mai simple și pe înțelesul tuturor, devine un sport inteligibil și foarte atractiv pentru privitori. Un sport alb până la urmă, un sport al elitelor, nu? Cu o tradiție deosebită atât în România cât și în lume, în multe dintre țările considerate civilizate. Așa este, scrima românească are performanțe remarcabile de-a lungul anilor. Avem trei campioni olimpici, respectiv Ionel Drâmbă la floretă masculin, Laura Badea, floretă feminin și actualul președinte al Federației Române de Scrimă, domnul Mihai Covaliu, la sabie. Iată că italiencele au avut un reviriment puternic și au obținut 3 puncte consecutiv, este egalitate la 6. Dar Isabel Stan presează și finalizează atacul, punctând. Mai avem doar 27 de secunde din acest al doilea asalt. Italianca a fost cea care a pornit prima în atac, dar a lovit nevalabil. Becul alb s-a aprins în dreptul italiencei, lovitură nevalabilă. Iar Isabel Stan a fost un pic nemulțumită că n-a reușit să dea riposta de acolo. Ar fi fost o posibilitate bună să acumuleze punctul, pentru că avea o suprafață mare de împungere, nu? Descoperită. Așa este, dar în general când o sportivă se află în dificultate, închide foarte rapid distanța pentru a nu-i oferi adversarului posibilitatea să o lovească. 6 secunde. Vedem dacă Isabel reușește să readucă avantajul de 2 tușe cu care a pornit. Ar mai fi doar 4 secunde. E posibil ca în 4 secunde să se faci o tușă, dar nu s-a întâmplat și în cazul nostru. Nu a fost necesar pentru că nu este ultimul asalt al acestui meci pe echipe, astfel încât nu trebuia să riște Isabel și să forțeze. Și vine schimbul al treilea cu Petra Maghiar pentru CSU Politimișoara. În dreapta se păstrează ordinea și pe micul ecran. În schimb, pentru italience va intra pe planșă Francesca Guerra. Arbitrul verifică dacă vârful floretei poate să mențină o greutate de 500 de grame. Este obligatoriu. Gabarit se numește acel dispozitiv, nu? Da, gabarit se numește. Sportivele verifică dacă funcționează corect circuitul. Floreta are în vârf un buton care în momentul în care lovești, culisează, transmițând printr-un fir aflat de-a lungul lamei, iar mai apoi floreta este prinsă cu un fir de cor de restul instalației. Acele fire de care sunt legate sportivele în spate conduc semnalul loviturii către aparat, astfel încât lovitura este văzută de toată lumea, imediat, nu? Așa este. Laura Vârgă este crescută în Satul Mare, un centru puternic al scrimei românești, o școală de floretă de tradiție. Iată că atacă și punctează pentru Timișoara, restabilind avantajul de 2 tușe pe care l-am avut în primul asalt. Echipa din Timișoara, trebuie să vă spun că este antrenată de domnul Tudor Petruș. Un nou punct pentru Timișoara. Domnul Tudor Petruș, cel mai titrat antrenor din floreta feminină. Antrenorul naționalei în perioada 90-2004. Este cea mai mare diferență înregistrată până acum în finala mică, 10-6 pentru CSU Poli Timișoara. Vă reamintesc că acest asalt merge până la 15. Ne aflăm în al treilea releu al meciului. Între timp au recuperat italiencele, 10-7. A fost și o lovitură nevalabilă în cazul sportivei din Banat.
Și să mai precizăm că la ora 15 este cireașa de pe tortul acestei competiții, finala mare în care Steaua va întâlni Burglareni. Putem face o scurtă avancronică a acestui meci, e extrem de interesant pentru că Franța este o școală de scrimă recunoscută pe plan mondial. Este una dintre cele mai puternice școli de scrimă și mai ales în floreta feminină în ultimii ani se bate constant pentru a obține medalii la marile competiții și reușește. Burglareni este o formație puternică, a participat și la și anul trecut la Cupa Europei și o consideram favorită atunci, dar a pierdut finala în fața reprezentativei Ucrainei, TVSM Kiev, surprinzător. Așa că sper ca Steaua să lupte cu aceeași dăruire și cu încredere cu care a făcut-o și până acum în această competiție și să-și vândă greu pielea, pentru că s-ar putea să ne producă fetele noastre o surpriză. Dacă încep bine partida, orice este posibil. Începutul este foarte important. Ar fi niște, în orice sport. Niște tușe diferență de moral, nu? Pe care ar trebui să le acumuleze ca apoi să conserve cumva această diferență. Hai, 11 la 9. CSU Poli Timișoara este iarăși la două lungime avans. 12 la 9 în acest moment. I-a închis distanța, astfel încât n-a mai putut finaliza italianca atacul. Destul de precaute ambele sportive acum. Da, pentru că în mod normal, dacă nu reușești să punctezi, mai bine lași scorul așa cum este, pentru a nu mări diferența. Riscurile sunt minimalizate prin această tactică. Așa este, așa este. La floretă și la spadă îți poți permite să adopți această tactică. La sabie nu ai încotro, totul se petrece foarte rapid. Și totuși acum, cu centrul planșei ocupat de reprezentanta noastră, se putea pune încă o tușă pe tabelă, nu s-a întâmplat așa, lovitură nevalabilă. Mai are o jumătate de timp efectiv de luptă. Da, și punctează și italianca printr-un contraatac. Cred că a intervenit o schimbare de ultim moment, pentru că inițial în raportul oficial era nominalizată Petra Maghiar. Petra Maghiar este pe planșă. Probabil că am primit noi o foaie greșită. Nu, am vorbit la un moment dat de Laura Vârgă și am avut impresia că ea este pe planșă, dar ordinea se păstrează. Petra Maghiar face 13-10 pentru Timișoara. 67 de secunde din timpul arondat acestui asalt. Petra Maghiar presează ușor, joc de picioare foarte bun al ei. Cât de importantă e condiția fizică pentru un scrimer? Condiția fizică specifică este foarte importantă. Un scrimer lucrează foarte mult la antrenament, în primul rând pentru deplasarea specifică, fiindcă dacă nu te ajută picioarele în competiție, atunci ce să mai spui de mână și de cap? La scrimă este foarte important să ții cumpătul, să respecti tactica pe care ai stabilit-o cu antrenorul înaintea unui meci important și, bineînțeles, să fii capabil pe parcursul meciului să schimbi în funcție de situație. Și în funcție de ceea ce prezintă tehnico-tactic adversarul. Exact. Au fost ceva probleme la floretă, nu? Pentru Petra? Da, s-a defectat floreta, a cerut voie arbitrului să schimbe arma, a verificat arbitru folosind gabaritul. Totul este în regulă și asaltul continuă de la 13-10, în acest moment 14-10 pentru România. România, Poli, echipa română, da. Să mai spunem și că avem 4 planșe instalate pe suprafața de joc. Nu știu dacă se văd în imaginea noastră, în lateral, în fața peluzelor, sunt planșele 2 și 3 pe care s-a tras până acum. Numai că odată ce am avansat spre încheierea competiției și pentru a ne facilita nouă transmisiunea directă, s-a luat decizia de a se
organiza asalturile numai pe planșa podium. A mai fost și o planșă de încălzire în spatele celei pe care acum avem evenimentele în desfășurare. Petra Maghiar ușor nemulțumită de decizia arbitrului francez Maxime Prudhomme, dar a fost corect, a plecat cu brațul retras, a executat greșit acel atac, astfel încât și-a pierdut prioritatea. Se grăbește puțin și nu observă că adversara rămâne pe loc și nu se retrage, astfel încât nu mai are loc să pună vârful floretei pe piept. Încearcă și același lucru, dar din păcate n-a reușit lovitura. A avut italianca antidot pentru acest procedeu. Jumătate de minut, să vedem dacă ajungem la tușa 15. La cum au evoluat până acum ambele sportive în acest asalt, cu siguranță vom ajunge la 15. Sunt ofensive, nu se mulțumesc cu un avantaj, cel puțin Petra Maghiar nu se mulțumește cu un avantaj de 3 tușe și nici nu trebuie. Atunci când poți să dai tușă, e bine să o dai. Iată și iată că vine. Încheie acest asalt, 15 la 11 și Timișoara se distanțează la o diferență de 4 tușe. Pot să spun că este ușor surprinzător, fetele noastre sunt bune, dar mă așteptam ca italiencele să adopte aceeași tactică ca și mai titratele Vețali, Rigo sau Di Francesca, care sunt sportive ce își presează adversarul determinându-l să greșească, iar apoi pedepsesc greșeala acestuia. E o tehnică practic recunoscută peste tot a școlii italiene de scrimă. Foarte ofensive, nu? Tehnice în același timp. Așa este, au cea mai bună școală de scrimă din lume din punct de vedere tactic. Încercăm și noi să furăm de la ei. De fapt, junioarele noastre au fost crescute de către antrenorii centrelor olimpice, Petre Ducu, Florin Gheorghe, Mihai Predescu. Ana Boldor pentru CSU Poli Timișoara. În dreapta imaginii. Sigur, și Irene Barbotti pentru formația italiană. Să recapitulăm și rezultatele înregistrate până acum. S-a pornit cu sferturile de finală, au intrat în concurs atunci primele patru echipe. CDS Mangiarotti a învins fără probleme formația școlii de scrimă din Chișinău, un scor care practic ne scutește de orice comentarii, 45 la 19. Mai strâns a fost celălalt sfert, în care israeliencele au pierdut în fața celor de la CSU Poli Timișoara, 45 la 33 a fost scorul. Au fost mult mai aproape la un moment dat israeliencele. Iată că italianca o surprinde acum pe Ana cu un atac, a intrat prea mult în distanță Ana și n-a fost pregătită pentru defensivă. Avem și câteva rezultate obținute de sportivii secțiilor de la Steaua. Le vom da citire, le vom lectura atunci când ne va permite timpul. La prima pauză, la următorul schimb. Sigur. Acest asalt merge până la 20. Cine ajunge primul la 20 încheie disputa. Încheie releu. Italianca bate ultima lama și lovește și valabil, astfel încât punctează, reducând indiferența. Domnul Petruși îi sugerează, îi spune Anei Boldor să facă apărare, asta înseamnă pressing, provoci pe adversar să plece la atac și când pornește trebuie să te aperi, numai că Ana probabil că a obosit puțin acum și a intrat mult prea aproape. Cred că e și emoționată, pentru că știe că vine să lupte pentru o echipă diferită în fața celor care au creat-o din punct de vedere floretistic, nu? Așa a fost în meciul din semifinală. Câștigat de Steaua cu 45-29. Exact, să tragi împotriva surorii tale și a antrenorilor, a prietenilor. Dar pentru Ana a fost un salt extraordinar faptul că ea a plecat la Timișoara, să știți. A evoluat foarte bine alături de sora ei și de Mălina Călugăreanu și Laura Bârgă. Fetele au câștigat, au fost
pe 2 la etapa de Cupa Mondială de Junior din Guatemala. După cum îl știu pe domnul Petruș Tudor, îi va spune să nu mai depășească jumătatea planșei, pentru că lupta s-a desfășurat în zona de mijloc și în zona italiencei. Și sunt 6 puncte consecutive făcute de Irene Barbotti. De la 15-11, scorul înregistrat la finele releului 3, acum este 17-15 pentru clubul de scrimă Mangiarotti din Italia. 18-15 chiar, sub pressing, Ana n-a mai putut să se apere. Da, e un moment simbologic, că ar trebui să se oprească, să-și prindă părul, să rupă ritmul italiencii puțin. Sunt diverse tertipuri? Sunt și să știți că cea pe care am văzut-o prima oară, legându-și retuși, întrerupând un meci atunci când se afla în dificultate, a fost Valentina Vețali, cea mai titrată scrimera tuturor timpurilor. Iar dacă Valentina Vețali face așa ceva, probabil că ar fi o tehnică universal valabilă, nu? Așa este. De cele mai multe ori chiar reușești să-ți scoți adversarul din mână, reușești să te mai limpezești și tu puțin, să te gândești cu ce ai punctat și să încerci să faci acele procede. Becul alb a prins în dreptul italiancei. 19-15, numai puțin de 8 tușe, fără ca Ana Boldor să reușească vreun punct. Clar e un blocaj psihologic. Se întâmplă sigur că da. Destul de des. Nu este o situație disperată. Sunt 4 puncte în acest moment. Sperăm că Ana mai... Am să spun că poate mai reușește să puncteze. Din păcate n-a fost așa. 20-15 se încheie un releu de coșmar, dacă vrem să vorbim metaforic, pentru Ana Boldor și implicit pentru CSU Poli Timișoara, echipă condusă în acest moment cu 20-15 de către floretistele din Mangiarotti. Vorbeam într-o discuție amicală, înainte de a intra în direct, despre ceea ce se întâmplă la celelalte secții sportive și iată câteva rezultate la judo. Cupa României de seniori organizată la Iași, Adrian Vlădoiu la 70 de kilograme locul întâi, Violeta Dumitru 48 de kilograme locul al doilea, Denisa Ungureanu 52 de kilograme locul 2, Fabian Munteanu plus 100 de kilograme locul al doilea și Andreea Ionescu 63 de kilograme locul al treilea. Palmares de 5 medalii, una de aur, 3 de argint și una de bronz pentru Steaua. Roșalbaștrii au fost prezenți și la campionatele europene de juniori, la Sambo, desfășurate la Novi Sad în Serbia. Codrina Ionescu, locul al doilea medalie de argint, la categoria de greutate 56 de kilograme. Mergem și până la Tbilisi, în Georgia, acolo unde am avut un reprezentant la haltere, la campionatele europene, Leonard Cobzariu, categoria de greutate 105 kilograme, finalmente pe locul al 12-lea, a concurat la grupa valorică B. Mai avem timp să ne uităm și la sporturile de echipă. Steaua s-a calificat în semifinalele campionatului național. A treia victorie consecutivă cu CSU Oradea, 91-86 în orașul de pe Crișuri. La Polo, astăzi de la ora 14:30, este meciul 4 în Superliga, în semifinale, la Brașov, împotriva celor de la Sportul Studențesc Corona. Steaua conduce cu 2-1, grație victoriei de ieri 8-7 în același bazin de sub Tâmpa. La rugby, ieri Steaua a remizat pe Arcul de Triunf într-un meci considerat în deplasare, 13-13, cu CSM Olimpia București. Și în fine, la polo feminin, o secție nouă apărută, sau o preocupare, mai bine zis, pentru că secția de polo exista de mult, o preocupare nouă în peisajul sportiv roș-albastru. Fetele de la polo sunt lideri în campionatul național, victorie cu 18-8 în fața celor de la Torbi Târgu Mureș și egal 8-8 cu Crișul Oradea în turneul al doilea de campionat național. Propun să ne întoarcem totuși la scrimă, unde se preconizează încă un succes roș-albastru, pentru că, indiferent de ce se întâmplă în finală, faptul că ai ajuns și obții la nivel continental o medalie de argint reprezintă, nu-i așa, pentru palmaresul și pentru vitrina clubului, un succes care dă greutate, nu? Așa este. Întotdeauna Cupa Europei la scrimă a fost o competiție de obiectiv pentru clubul nostru. Floreta feminină are în palmares 10 astfel de trofee, ultimul câștigat în 2006 la Budapesta. Petra Maghiar încearcă să refacă diferența, dar releul începe prost cu 2 tușe făcute de Martina Fumagalli,
Una, datorită faptului că a primit cartonaș galben și apoi cartonaș roșu pentru defecțiuni tehnice. S-a prezentat pe planșă cu o floreță care nu... Neconformă. Nu ținea acea greutate de 500 de grame. Cartonașul galben înseamnă un prim avertisment și n-are nicio relevanță pe tabela de marcaj. În schimb, cartonașul roșu, ca să facem diferența față de alte discipline sportive, reprezintă o tușă pierdută pentru sportivul și implicit echipa care primește acest cartonaș. Așa este. Petra, cred că ar trebui să stea un pic mai mult, chiar dacă este condusă, să-și pregătească puțin mai bine atacul, fiindcă văd că o ghicește destul de ușor italianca și ba închide distanța, ba se retrage. Sper că imaginile sunt sugestive, prieteni, pe micul ecran. Încercăm să facem o popularizare suficientă pentru scrimă. Eu zic că e un sport care merită mai mult decât are la momentul actual, dar nu vreau să polemizăm mai mult. O să creștem împreună. Să sperăm. 25-15. Încă un releu care ar trebui dat uitării repede de către timișorence. 5 tușe consecutive fără ca în tabela de marcaj să survină modificări și favorabile fetelor de pe malul Begăi. S-au modificat și arbitrii. 25-15, reamintesc scorul. După fiecare releu, brigada compusă din 2 judecători schimbă rolurile, inversează pozițiile, se odihnește unul și intră celălalt în scenă lângă planșă. Da, pentru a elimina orice suspiciune de, să spunem așa, subiectivism, Federația Internațională recomandă folosirea a 2 arbitri principali pe fiecare meci, astfel încât aceștia arbitrează câte 2 asalturi, urmând să facă pauză următoarele 2. În orice caz, mi-am dat seama că este foarte greu de judecat. Sunt fraze de arme extrem de dificile care, să zicem așa, la fracțiune de secundă, vine lovitură după lovitură. Foarte, foarte dificil să știi cui să dai acel punct, nu? Sunt fraze de armă greu de judecat, chiar de către arbitri experimentați, dar la competițiile majore, Federației Internaționale de Scrimă, aceasta este o Cupa Europei, menționez că este o competiție organizată sub egida Confederației Europene de Scrimă, care nu impune obligativitatea folosirii sistemului video. Acest sistem video este folosit în etapele de Cupă Mondială, campionate mondiale și europene, iar arbitru, dacă nu este sigur în judecata sa, poate revedea fraza de arme, astfel încât poate stabili cu exactitate pentru cine a fost tușa, apelându-se la arbitrajul video. Exact, având posibilitatea să vadă și pe slow motion ultima acțiune. Tușă pentru Francesca Guera. Deși a aparat Isabel Stan, nu a reușit să riposteze. Isabel a pasat cu riposta ei. 26-15 în favoarea formației italiene. Înainte de asaltul care a adus punctul în dreptul oaspetelor, să le spunem așa, arbitrul a acordat un cartonaș galben pentru Isabel Stan, tocmai din cauza deficiențelor la funcționalitatea floretei. Acest asalt merge până la 30, aflându-ne în cel de-al 6-lea asalt al întâlnirii. Isabel e ușor nemulțumită, nu reușește să punteze. Da, după primele 3 relee foarte bune făcute de fetele noastre, apoi au intrat într-o groapă de potențial, cum am spune în termen de fizică, și n-au mai reușit niciun punct. A fost dureros acel 9-0 pe care l-a primit Boldorana și Petra Maghiar este mult mai tânără și mai neexperimentată. S-a grăbit puțin în a reduce din această diferență și, din păcate, diferența s-a mărit și nu. Efectul a fost invers. Oricum și pentru CSU Poli Timișoara este o mare performanță care a reușit să acceadă în finala mică. În finala mică. Anul trecut a încheiat competiția
Și iată ce descătușare pentru Izabela Stan, care aduce punctul după atâta timp. Hai, avem un minut și 50 de secunde, timp efectiv de luptă. Mi-a plăcut și replica Sălii, care a aplaudat la scenă deschisă faptul că reprezentanta Timișoarei a reușit să spargă gheața și să întrerupă o serie negativă. E normal, suntem cu toții români, mai ales că avem CSU-Poli Timișoara are în componență pe Boldorana crescută la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Echipă care anul trecut a fost pe treapta a treia podiumului, deci automat putem vorbi de o progresie a performanței. Iată că Izabel lovește din nou. De această dată nu s-a mai retras și a închis distanța adversarei când italianca a vrut să-și lanseze atacul. Diferența este totuși mare, sunt 10 puncte, însă nu e una insurmontabilă în acest moment, în așa cea este. De-a doua treime. Trebuie să recuperate tușă cu tușă, nu se poate recupera totul deodată. Italianca punctează în acest moment, dar să vedem dacă Isabel reușește să mai aducă 2-3 tușe pentru echipa sa. Inițiativă în acest asalt pentru Izabel, paradă bună însă, fapt care o forțează pe Izabel Stan să dea o lovitură nevalabilă, scorul rămâne 28-17 pentru echipa italiană. Ultimul minut al releului în care se confruntă Izabel Stan și Francesca Guerra. Vă reamintesc, la ora 15 este finala acestei competiții, în direct, tot pe același post, pe trivest.eu, și foarte bine a dus-o până spre capătul suprafeței regulamentare Izabel Stan pe adversara sa, punctând 28-18. De câte ori punctează, sportivele se retrag la linia de start. Iar atunci când există o lovitură nevalabilă, rămân în aceeași zonă a suprafeței de luptă. S-a retras bine aici, a făcut pași înapoi la timp pentru a evita ca floreta adversă să o atingă, Izabel Stan. Super! A făcut pressing, i-a arătat că se retrage și în final, când italianca a declanșat atacul, i-a închis distanța. A făcut pasul înainte. Atacul Izabelei nu lovește și de această dată punctează italianca. E o mică eroare la scor, sigur e 29-19. Au fost puse două tușe deodată. Din greșeală. Sigur. S-a de două ori pe buton. Italienii sportivi au recunoscut că scorul este 29. Încă 20 de secunde din acest releu, după care va intra Petra Maghiar pentru Timișoara. Iată o situație în care arbitru oprește lupta, fiindcă sportivele se aflau în imposibilitatea de a mai lovi. Se numește luptă corp la corp. Și 30-19 în acest moment. O ultimă tușă acumulată de italience prin Francesca Guerra. Dominarea oaspetelor rămâne una, n-aș putea să-i spun categorică, dar în orice caz substanțială. Suntem la releul cu numărul 7 al finalei mici. Petra Maghiar va evolua pentru CSU Poli Timișoara, în timp ce Irene Barboti este în ordinea rotației cea care va lupta pentru clubul de scrimă Mangiarotti din Italia. Un scurt moment de respiro, s-a verificat floreta Petrei. În sală sunt câteva sute de spectatori. Așteptăm ca lumea să vină în număr mai mare odată cu începerea finalei mari. Reamintesc, la ora 15 pe privest.eu, Steaua luptă pentru întâietate în Europa la floretă feminin împotriva unei echipe redutabile, Burglareni din Franța. Vă așteptăm pe toți cu mic, cu mare, să încurajați echipa clubului militar, pentru că
susținerea noastră este foarte importantă. Fetele sunt tinere, sunt curajoase și sunt convinsă că, având susținerea prietenilor și apropiaților, vor da tot ceea ce pot în încercarea lor de a cuceri acest trofeu. Ce frumos a ripostat acolo Irene Barboti pe atacul Petrei. Ea a făcut punctul 31-20. O susținere pe care sportul o merită în general, după părerea mea. Nu facem aici apologia suporterului, dar cred că aceste eforturi trebuie recompensate măcar prin atenție. 32-20 în acest moment, lovitură nevalabilă pentru Petra Maghiar. După aceea, lupta a continuat, fraza de arme nu se încheiase și Irene Barboti a surprins-o fără gardă pe Petra Maghiar. Încă o dată inițiativă din partea Petrei, dar ușor de contracarat această acțiune, care se încheie iarăși cu punctul italiencei. Este bine să ataci, trebuie să și atace Timișoara, pentru că este mai ales conducă, la acest scor, nu? Exact, dar începutul atacului trebuie să fie ușor mai lent pentru a vedea dacă adversarul se retrage sau îți închide distanța, să ai posibilitatea de a pune vârful pe adversar. Altfel, din câte îmi dau eu seama, atacantul care se grăbește, se precipită, este aproape o victimă sigură la acel asalt. Foarte bine remarcat, Cristian, așa este. Nu mai ai posibilitatea de a observa ce face adversarul tău. Cea mai bună apărare e atacul, așa se spune în multe sporturi. Să vedem dacă și la scrimă, la floretă, avem butadă care să se verifice. 33-21 scorul, un parțial de 3-2, destul de strâns dacă judecăm. Irene Barboti a câștigat 3 tușe și Petra Maghiar 2 de la începutul releului. Așa este, iată că acum chiar e egalitate perfectă. La 3 în asaltul direct. Dar din păcate Petra trebuie să muncească pentru a recupera din diferență. Lovitură nevalabilă pentru Petra Maghiar. Floretistele rămân în aceleași poziții, undeva pe partea medie a planșei și mult mai experimentată Irene Barboti reușește să puncteze. A atins-o pe Petra Maghiar pe pavetă, aproape de zona gâtului. Un atac frumos al Petrei acum. Da, și marchează și ea. Din păcate primește un nou contraatac. Am văzut de multe ori această acțiune, sigur. 35-23. Poate că fetele noastre de la CSU Poli Timișoara nici nu au fost obișnuite să tragă pe un podium și cu atâția spectatori și atunci emoțiile spun și ele cuvântul, fiindcă, într-adevăr, ele au început foarte bine acest meci. În schimb, acel asalt al Anei Boldor a fost cheia până la urmă demoralizator. Exact. Pentru componentele echipei CSU Poli Timișoara. Mai avem două asalturi, diferență de 12 tușe. Să vedem dacă Ana are puterea de a reveni în acest meci și de a reduce din diferență. Poate că o diferență de 4-5 tușe în asaltul final ar fi accesibilă Izabelei Stan. În orice caz, Ana Boldor trebuie să reușească niște serii lungi, să câștige puncte multe. Da, și rapide, și rapide, fără prea sigur. Multă pregătire. Să vedem cum va evolua. Dacă reușește să dea primele două tușe, prinde încredere și apoi totul devine mai ușor. Iată că arbitrul din Moldova, Republica Moldova. Bravo, Ana! Foarte frumos! A închis și ea distanța, ceea ce vedeai mai devreme că făceau italieni ce le-a făcut și Ana acum. 36-24, se păstrează acea durată a saltului de 3 minute. Da, Ana se retrage, italianca o lovește, o ajunge, dar pe braț, nu punctează. Ana este acum, sau a fost mai devreme, în zona roșie. Bravo, Ana! Chiar ieșise cu un picior la un moment dat, dar te-aș ruga să ne spui ce se întâmplă mai departe de atât legat de regulament. Zona roșie marchează ultimul metru al suprafeței de luptă.
dacă sportiva este cu ambele picioare de pe acea zonă roșie, în afara planșei, primește un punct de penalitate. Este cartonaș galben acum. Pentru Ana, că s-a întors. A refuzat lupta. E un mijloc pe care nu-l vedem cred foarte des. Nu a fost atentă, nu a fost atentă. A crezut că a punctat și s-a întors pentru a se pune la linia de start. Bravo, foarte frumos, a plecat lent, a văzut-o de această dată pe italiancă, închizând distanța și a avut loc să finalizeze. Foarte important începutul unui atac. Suntem la minus 10 în această finală mică, 36-26. Se retrage frumos, Ana. A aruncat o oprire la braț și a stopat-o astfel pe italiancă. Mai trebuie spus că n-ai voie să îți aperi ținta metalică cu brațul nenarmat. Exact, nu? Se pedepsește cu un cartonaș galben la această prima abatere. Italianca mai prezentă, corectează. Dă și a treia lovitură. O vitezistă această italiancă, Francesca Guerra, pentru că toate procedeile sunt realizate foarte, foarte rapid. Așa este, are o viteză de execuție foarte bună. O deranjează clar pe Ana Boldor și garda inversă a Francescăi Guerra. În schimb, la această acțiune, Ana Boldor finalizează cu brio. A ocolit lama adversarei și a reușit să împungă în mod corect cu vârful floretei. 37-27. Am trecut de jumătatea duelului dintre cele două sportive. Și este punct pentru Ana Boldor, 37-28, care a atacat corect în zona plexului solar. Lovitura Francescă i-a fost nevalabilă. Acum este o lovitură invalidată pentru Ana Boldor. Ce bun ar fi fost încă un punct, ar fi însemnat un moral deosebit. În orice caz, dacă facem o socoteală după releul precedent, vedem că Ana Boldor a luat 6 tușe, 5 de fapt, nu 6, în timp ce Francesca Guerra doar 2. În zona roșie, Francesca Guerra, să vedem dacă pressingul Anei Boldor va da rezultate. Rămâne același scor, 37-28. Sportivele reiau din poziția inițială, 37-29. Ana Boldor a așteptat și apoi riposta ei a fost una imparabilă. 1 minut și 17 secunde, iată că soarta acestei finale mici se poate schimba. Chiar remarcam că Ana Boldor a făcut multe puncte. Frumos, primul atac al italiencei nu ajunge, Ana are dreptul de reluare și punctează. 37-30, 7-2 parțialul între cele două sportive. Ana Boldor practic se revanșează în fața publicului și în fața coechipierelor după acea partidă mai puțin reușită în compania Irenei Barbotei. O corectare nevalabilă din partea Anei. A împins-o la metru, la ultimul metru, pe italiancă. Foarte spectaculoasă proba pe echipe, din punctul meu de vedere. Foarte frumos! De data asta închide Ana distanța. Italianca nu mai poate lovi cu atacul. 37-31 și parcă speranțele timișene se reaprind pentru obținerea unei medalii de bronz. Ar fi frumos ca două echipe românești să fie pe podium. Așa este, ar fi extraordinar. E foarte important acest asalt. Domnul Petrușii strigă că nu merge una după alta aceeași acțiune. Trebuie combinate pentru a încurca pe adversar. Cu brațul sus a plecat Francesca Guerra. Ana a reluat, dar a lovit din păcate nevalabil. Jumătate de minut. Cât de importantă este această frază de armă, nu? Așa este. Să sperăm că Ana va reuși să mai lovească valabil de 2-3 ori. Thank you.
Merge prudent înainte pentru a observa ce face italianca, dacă închide distanța sau se retrage. Atac oprită de lamă din partea Anei. Așa explică arbitrul principal. 38-32, bătaie de lamă și atacul Anei. 6 tușe. Încă 2 tușe dacă ar mai da Ana. Ar fi timp în cele 13 secunde rămase? Sigur că da. Paradă și contraparadă. Acum inițiativa aparține Anei Boldor. Tatăl ei este antrenor de rugby la Steaua. Din păcate pierde o oportunitate bună aici. Da, italianca s-a retras de această dată și chiar a executat și o paradă, iar Niposta a ajuns ținta valabil. Ambele sportive decid să lase scorul așa, 39-32, 7 tușe diferență înaintea acestui ultim asalt. Parcă e mai bine decât 12 câte erau după ce Petra Maghiar și-a încheiat evoluția. Așa este, e destul de greu, dar nu imposibil. În sport chiar nimic nu este imposibil. De aceea este și așa frumos, pentru că dacă rezultatele hârtiei sau jocurile, calculele înaintea confruntărilor s-ar respecta întotdeauna, ar fi chiar plictisitor dacă am ști rezultatul înainte. Sper ca la finala mare, pe care o vom comenta în același tandem, să avem timp să vorbim și despre rezultatele de la competițiile individuale desfășurate ieri și alaltăieri, campionatele naționale și cupa... Trofeul Pellegrini. Trofeul Pellegrini, nu vroiam să fac o greșeală de denumire. Până atunci însă mai este, la ora 15 vă spuneam că ne dăm reîntâlnire, nu însă înainte de a vedea deznodământul finalei mici, Isabel Stan și Martina Fumagalli. Frumos atacul Izabelei, dar nevalabil. Un atac al italiencei care lovește pe braț, fără să punteze. Extra sportiv, aș spune că suma privitorilor înregistrată până acum pe transmisia online este una, hai să-i spunem, dătătoare de speranțe. Peste 2000 de ID-uri unice ne-au accesat, așa că dați-mi voie să cred că suma va crește exponențial la finala mare. Să sperăm, invit nu numai iubitorii acestui sport, ci iubitorii de sport în general să privească finala în care echipa Clubului Sportiv al Armatei Steaua este prezentă. Va fi greu acolo cu burlareni, dar să așteptăm. 40-33 deocamdată, Mangiarotti conduce în fața timișorencelor. Meciul pe echipe se termină atunci când una dintre cele două echipe ajunge la 45. Sportiva noastră ar trebui să dea 12 tușe sau cel puțin să egaleze. Bravo, foarte frumos face pressing. Isabel Stan, italianca atacă, iar Isabel parează și ripostează. Insistentă în acțiune Isabel Stan. Așa ar trebui să fie. Bravo, de această dată nu mai parează, ci închide distanța. Și doar 5 tușe. Ce se întâmplă dacă niciuna dintre sportive nu atinge tușa 45, iar timpul rămas de 2 minute se scurge? Câștigă cea care este în avantaj. Câștigă echipa care este în avantaj. Iar la egalitate? Iar la egalitate se dă un minut suplimentar și se trage la sort cine are prioritate în situația în care acel minut suplimentar se scurge și scorul este tot egal. Acestea sunt criteriile de departajare. Extraordinar, entuziasmantă evoluția Isabelei Stan pe acest final de partidă. 40-37 și totul redevine roz pentru echipa timișoreană, nu? Da, care... și nouă ne crește inima. Și le ținem pumnii din ce în ce mai strânși. Din nou recuperare consistentă. Sunt 5 tușe câștigate de Isabel Stan față de numai una cedată. Isabel Stan a tras foarte bine și ieri. Iată că o paradă și o ripostă. 38. E un moment oportun să forțeze timișorencele câștigarea meciului
deoarece revirimentul este unul spectaculos, încă ar fi puțin spus. Așa este. De aceea este frumoasă scrima și nu numai scrima, pentru că până nu se înscrie punctul final, nu poți să spui cine câștigă. Iar spre deosebire de alte sporturi în care ai un timp limită, aici trebuie să marchezi ultimul punct ca să câștigi. În general, așa este și timpul ne presează. 40-39, fantastic. Isabel Stan este pe val. Intrăm în ultimul minut. Isabel Stan, prudentă. Senzațional. Un atac pregătit minuțios și care, după părerea mea, nu putea să se finalizeze altfel decât cu tușa 40 în favoarea timișorencelor. Un tertip folosit, nu? Exact, oprește puțin lupta și aranjează părul. Bine, înțeleg la fete că și-aranjează părul, dar băieții cam ce-ar putea să-și aranjeze? Moment de respiro solicitat de Isabel Stan, iar noi ne îndreptăm atenția undeva în peluza din stânga podiumului, planșei podium, unde deja a apărut fanfara regimentului de gardă. Sunt doar reprezentanții regimentului de gardă care ne vor ajuta la festivitatea de premiere. Iată, i-ați văzut, nu e însă timp să zăbovim foarte mult asupra lor, deoarece s-a reluat asaltul de final. 41-40. În favoarea noastră. Superbă evoluția Isabelei Stan. E foarte important acum să-și conserve avantajul de o tușă, lovitură nevalabilă pe brațul sportivei din Italia. Egalitate la 41. S-a grăbit să facă o diferență de 2 puncte Isabel Stan și a căzut în capcana întinsă de Martina Fumagalli. Martina Fumagalli. Dar iată că Isabel reușește o contraripostă foarte frumoasă. Lovitura dată pe spatele italiencei puntează. 42-41. N-aș fi crezut posibil o astfel de răsturnare, ca să fiu sincer. E adevărat că a fost foarte greu, chiar și eu am fost. Dar uite că Isabel confirmă forma bună pe care a avut-o și ieri la trofeul Pellegrini. 43-41, jumătate de minut rămas din luptă. Două tuși avans pentru CSU Poli Timișoara. Puteau fi chiar 3 acum, dar n-a ajuns-o. În schimb, se face 44-41. E obligată să atace Martina Fumagalli. Este cel mai important asalt din cariera sportivă. O lovitură directă, imediată, rapidă, 45-41. Acesta este scorul final în lupta pentru medalia de bronz. CSU Poli Timișoara se impune la 4 tușe distanță în fața celor de la CDS Mangiarotti din Italia, în condițiile în care, să refacem un pic tabela statistică, era 35-23 la antepenultimul asalt. Cu 12 tușe italiencele, da. Greu de imaginat că puteau să revină în luptă și chiar să câștige această finală mică, reprezentantele CSU Poli Timișoara. Noi vă mulțumim. De excepție, felicităm și sportivele și antrenorul Tudor Petru și conducătorii acestui club. Noi vă mulțumim momentan pentru atenție. Vom reveni pe privesc.eu cu finala la ora 15, când Steaua va lupta împotriva celor de la Burglareni. Felicitări încă o dată și reamintim rezultatul final. 45-41, CSU Poli Timișoara medaliată cu bronz la Cupa Europei Floretă Feminin. Rămâneți pe privesc.eu.